Președintele în exercițiu al Serbici, Aleksandar Vučić, a obținut 59,5% din voturi la alegerile prezidențiale, a anunțat luni Comisia Electorală, după ce a numărat 87,67% din buletinele de vot, potrivit. Comisia a mai spus că partidului lui Vučić, Partidul Progresist Sârb, a câștigat 43,4% din voturi la alegerile parlamentare. Candidatul la președinție al opoziției, Zdravko Ponoș, un fost general de armată, a obținut 17,5%, în timp ce alianța sa, Uniți pentru Victorie, a obținut 13,1%. Partidul Socialist din Serbia, partener de lungă durată în coaliția cu SNS, a ocupat locul 3 cu 11,7%. Vučić a candidat pentru un al doilea mandat de 5 ani, cu o promisiune de pace și stabilitate, exact când Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, ceea ce a pus Serbia sub presiunea Occidentului pentru a alege între legăturile sale tradiționale cu Moscova și aspirațiile de a adera la Uniunea Europeană. Vučić a recunoscut că conflictul din Ucraina a avut un impact asupra campaniei și a spus că Serbia nu are de gând să se abată de la jocul său de echilibru între aderarea la UE și legăturile strânse cu Rusia și China, investitori majori. Campania electorală a partidului lui Vučić s-a concentrat pe evidențierea măsurilor pozitive care au fost adoptate în cei 10 ani în care au condus Serbia. Ei vorbesc despre construirea 10 autostrăzi și drumuri de mare viteză și de faptul că creșterea de 7,4% a PIB-ului anul trecut a fost cea mai mare din Europa. Finalizarea căii feroviare de mare viteză care leagă Belgradul de Novi Sad, cele mai mari orașe ale Serbici, și care se va extinde până în capitala Ungariei a fost programată în așa fel încât să coincidă cu desfășurarea campaniei electorale. Opoziția acuză guvernul de corupție, argumentând că proiectele de dezvoltare a infrastructurii sunt, în mare parte, metode de spălare de bani. Vučić a fost descris drept capul piramidei crimei organizate din țară, care a transformat alegerile prezidențiale într-un referendum asupra sa. Editor, Reca.